Bună ziua, iată-ne la al doilea turneu din mai, turneu de amatori, unde până la ora actuală s-au înscris 30 de persoane. Un turneu din seria amatori pe care preconizăm să le facem în fiecare lună. Turnee care, chiar dacă sunt de amatori, sunt incluse și în categoria PPT cu punctaj bronz, asta însemnând că virgulă câștigătorii vor avea puncte în clasamentul Pro Padel Tour. Este un turneu de amator, dar avem deja participanți din Bacău, Piatra Neamț, zona Romanului, Roman, turneu care noi îl vrem pentru promovarea padelului în Roman și sperăm să aducă pe viitor mult mai mulți participanți. Turneul este open, deci grupele sau echipele sunt făcute cum își doresc. Avem participanți de 13 ani, avem participanți de 50 de ani, avem echipe mixte, da, femei, bărbați. Deci totul este la grămadă. Este un turneu în care predomină bună dispoziția, bună dispoziția și distracția. Și totul să fie o bună promovare a padelului în orașul nostru. Primii trei clasați vor avea cupe, medalii și onoare. Da. Până la ce oră? Cred că meciul o să fie până spre seară. Profitează de nocturnă. Da, când turneul se va încheia cu un mic grătar, prin bunăvoința sponsorului și a organizatorului, domnul Părcășel. Sigur că da. Înscrierile se pot face aici, direct? Înscrierile s-au făcut până azi dimineață inclusiv. Da, pentru următorul turneu. Noi avem intenția să organizăm câte un turneu în fiecare lună. Chiar două, dacă sunt cereri. Așadar, așteptăm toată lumea să vină, să vadă acest nou sport. Poate vedea jucători cât de cât profesioniști. Suntem în creștere cu jucători care încercăm să pregătim pentru a merge la cât mai multe turnee în competiția Pro Padel Tour, așadar așteptăm toată lumea să vină să ne viziteze astăzi, până seara târziu o să fim aici. Țin să precizez că sunt echipe care participă la turnee de semi-profesioniști sau chiar profesioniști. Aoleu, ce mergi aici?